Bugetele principalelor societăți subordonate primăriei municipiului Iași au fost aprobate în cadrul ședinței de Consiliu Local de astăzi. În 2018, ale Servicii Publice S.A., SC Termoservice S.A., SC Citadin S.A. și SC Salubri S.A. au fost aprobate de către consilierii locali în cadrul ședinței ordinare de astăzi. La toate cele patru societăți au fost analizate bugetele de venituri și cheltuieli care cuprind indicatorii economico-financiari programați pentru anul curent, dar și estimarea acestora pentru anii 2019-2020. Astfel, în cazul SC Servicii Publice S.A., veniturile totale prevăzute pentru 2018 sunt de 33,8 milioane de lei, în scădere cu 2,96% față de prevederile bugetului rectificat pentru anul 2017. Veniturile estimate pentru anul 2019 sunt în sumă de 33,86 milioane de lei, iar pentru anul 2020 se preconizează a fi de 33,9 milioane de lei, în creștere progresivă față de anul trecut cu 0,18%, respectiv cu 0,30%. Cheltuielile totale prevăzute în bugetul pe 2018 al SC Serviciului Publice S.A. sunt în sumă de 33,43 milioane de lei, înregistrând o scădere cu 2,89% față de prevederile bugetului rectificat pentru anul 2017. Estimarea cheltuielilor pentru anul 2019 este în valoare de 33,48 milioane de lei, pentru 2020 fiind estimate cheltuieli de 33,52 milioane de lei. În ceea ce privește SC Termoservice S.A., bugetul propus pentru anul 2018 prevede venituri totale de 10,74 milioane de lei, înregistrându-se o creștere cu 29,04% față de bugetul prevăzut pe 2017. La rândul său, SC Citadin S.A. are prevăzut pentru anul 2018 venituri totale la buget de 35,57 de milioane de lei, în scădere cu 9,6% față de nivelul preliminat pentru anul 2017. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC Salubri S.A. prevede venituri totale de 70,79 milioane de lei, înregistrându-se o creștere cu 2,17% față de nivelul preliminat pe anul 2017. Veniturile estimate pentru anul 2019 ating valoarea de 69,13 milioane de lei, iar pentru anul 2020 vor fi de 69,14 milioane de lei.